Cu utilitatea merelor suntem familiarizați din copilărie. De la generația mai veche este posibil să auzim îndemnul de a mânca fructe proaspete pentru a obține vitaminele, mineralele și alți nutrienți necesari pentru sănătate. Astăzi vom vorbi la ce folosesc fructele roșii, galbene și verzi și ce trebuie să știți pentru a nu deveni victime ale proprietăților negative. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Cât de utile sunt merele? Conțin o varietate de vitamine și minerale. Merele conțin vitaminele A, C, B1, B2, PP, E, magneziu, fosfor, iod, fier, seleniu, potasiu, calciu și zinc. Împreună ne oferă vitalitate, ne ajută să facem față situațiilor stresante, îmbunătățesc funcția creierului și consolidează sistemul cardiovascular. Cu toate acestea, un tip de fruct este imposibil să vă satisfacă necesarul zilnic de vitamine și minerale. În mere există mult mai puțină vitamina C decât în portocale. Un măr care cântărește 150 de grame asigură doar 8% din vitamina C necesară și 2% din vitamina A. Protejează împotriva cancerului, a bolilor de inimă, a vaselor de sânge și a îmbătrânirii. Acest lucru se datorează antioxidanților. Merele ocupă o poziție de lider în conținutul lor printre fructe. Interesant este că antioxidanții nu sunt distruși atunci când sunt depozitați, spre deosebire de vitamine, și protejează plămânii de efectele nicotinei. Oamenii de știință de la Universitatea Cornell au descoperit că extractele din mere chiar ajută la blocarea celulelor canceroase. Concurența este doar extractul de afine de fructe. Cu toate acestea, medicii au ajuns la concluzia că bolile nu luptă cu fructele, dar corpul cu ajutorul lor este capabil să învingă boala periculoasă. Restabilește sângele și reduce tensiunea arterială. Fierul conținut în mere crește nivelul hemoglobinei. Acest lucru este util mai ales atunci când există o pierdere mare de sânge și anemie. În plus, fructul este recomandat pacienților hipertensivi. Fructele pot scădea tensiunea arterială deoarece excretă excesul de sare și apă. Îmbunătățesc digestia. În mere se află acidul malic, boric, salicilic și citric. Ele ajută la îmbunătățirea digestiei prin stimularea producției de bilă și suc gastric. În plus, celulele vegetale ale fructelor sunt un sorbent natural care curăță corpul de otrăvuri. Reduce colesterolul. Fibrele din mere leagă grăsimile de intestin, ceea ce reduce colesterolul din sânge și protejează împotriva acumulării excesive a acestuia. Nutriționiștii au ajuns la concluzia că, după 3 săptămâni de dietă cu mere, rata colesterolului poate fi redusă cu 30% și pentru a o reduce la 16% mâncați doar 2-3 mere pe zi. Roșu, galben, verde. Care este mai bun? Pentru a lua maxim din proprietățile utile ale merelor, trebuie să aflați ce fel vi se potrivește. Culoarea merelor este influențată de prezența în coajă a pigmenților, clorofilei, a tocianinelor și carotenoizilor. Toată lumea are merele preferate, de ce tocmai unuia îi place galben, iar celuilalt îi plac roșii. Cel mai probabil corpul a fost atras intuitiv de acea culoare care reflectă prezența acelor vitamine care sunt cele mai urgente în acest moment. Fructele verzi mai au puțin zahăr, în consecință, această specie are cel mai mic conținut caloric, dar sunt cele mai bogate în substanțe valoroase și acizi. Printre acestea se enumără și fibrele care pot scăpa organismul de substanțe toxice. De asemenea, merele verzi acri nu provoacă alergii, au un efect pozitiv asupra sănătății dinților și gurii, bun pentru obezitate și diabet. Merele roșii sunt fructe dulci care se recomandă în bolile cardiovasculare, bolile rinichilor și ficatului. Această formă este ideală pentru frumusețea pielei și netezește tenul, dar conținutul de zahăr înmoaie smalțul dinților. Merele roșii pot fi folosite și pentru masajul facial. Pentru a face acest lucru, luați o felie subțire de mere proaspete, îndepărtați coaja și asigurați-vă că nu lăsați particule dure din miez. Faceți un masaj delicat într-o mișcare circulară, mai ales acolo unde există umflături. Această procedură curăță porii, hidratează pielea, îndepărtează umflăturile și pungile de sub ochi. Merele galbene au mai puțin fier, dar mai multă pectină, care conferă organismului rezistență la sărurile metalelor grele, substanțelor radioactive și toxice. Merele galbene au un gust foarte diferit de cele verzi și roșii. Acestea conțin cantități mari de pectină care îndepărtează eficient toxinele din organism. Promovează o microfloră sănătoasă și bila, la fel vindecă ficatul. Proprietățile negative ale merelor. Chiar și cel mai util produs poate fi dăunător în cazul utilizării excesive. Conținutul ridicat de acid. Dacă nu știți când să vă opriți, acest factor poate juca o glumă crudă pentru dumneavoastră și poate afecta negativ asupra organismului. Persoanele cu ulcer peptic, în special ulcere duodenale, ar trebui să fie mai vigilente, deoarece acestea sunt contraindicate din cauza acidului. Și cei care suferă de gastrită le sugerez să consume doar soiuri dulci. Agricultura cu pesticide și toxine. Când este vorba de mere strălucitoare, netede, care împodobesc craftul, trebuie să înțelegem că creșterea lor nu este efectuată printr-un mod natural. Oamenii de știință americani din cadrul grupului de lucru pentru mediu au descoperit că merele se află în primele 5 fructe care tind să acumuleze aceste substanțe nocive. Este mult mai sigur să mâncați fructe de la țară, chiar dacă nu sunt la fel de frumoase de privit. Și cheia principală pentru o sănătate bună sunt măsurile de cunoaștere. Fanatismul nu duce la nimic bun, chiar dacă vorbim despre o nutriție adecvată. Merele îmbunătățesc procesele metabolice și sunt eficiente pentru prevenirea disbiozei, promovează eliminarea compușilor toxici din organism. Dar amintiți-vă, totul este bine cu măsură. Nu trebuie să mâncați mai mult de 2-3 mere medii pe zi. Acizii conținuți în acestea pot acționa nu numai ca un accelerator al metabolismului, ci pot fi și iritante pentru membranele mucoase. Și amintiți-vă că merele mici și inegale sunt tovarăși mult mai gustoși și strălucitori decât merele de pe rafturile supermarketurilor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!